Leac, ne-ai pregătit. În primul rând vreau să spun nășica mea la mulți ani. La mulți ani, doamna zicem Crivăț, și noi. La mulți ani. Și moșneagă Alexandra, la mulți ani. La mulți ani, surioara, practic. Așa, ca să nu uit. Și să le dau și leacul, că na. Zine. Pentru ușoara gonartroză la genunchi. Așa. Nu cea care deja nu se mai poate și să ajunge la o intervenție chirurgicală cu proteze, cu așa mai departe. Așa. Dar când simțim după 40 de ani că ne dor un pic genunchii, putem să facem o cremiță pe care o facem acasă. Nu e foarte greu de făcut. Se ia o lingură de praf de muștar, o lingură de apă, o lingură de sare măruntă, o lingură de miere. Se amestecă toate la un loc, se pune pe genunchi și se înfășoară genunchii. Întâi cu o folie și după aia cu ceva de lăniță deasupra. Deci să țină cald, practic. Să țină facem o împachetare. Exact. Se ține compresul o oră și jumătate, două maximum, după care se scoate, se șterge și se dă cu o cremiță deasupra, ca să muștarul este iute și atunci da, să nu irite pielea, care n-are ce irita. Și e bine să facem chestia asta înainte de culcare ca să nu mai strivim încheieturile, deci să nu le mai... Da, să nu mai mergem, să nu mai să facem nu le întrebuințăm încheieturile da, momentan. Dacă vrem să facem cantitatea mai mare, punem la frigider, se păstrează la frigider. Dacă ne doare capul, putem să dăm această cremiță pe frunte sau pe... Tâmple. Sau... În spate. Pe cervical. E foarte bună. Da. Și ingredientele sunt naturale, practic. Necesită doar respect față de tine, să vrei să faci ceva pentru tine. Ai foarte spus frumos. Un lucru interesant. Muștarul poate să fie, uite, se poate folosi și muștar cu hren. Că muștarul în general... Doar praf. Nu mai boabe de muștar? Deci, dacă vreți la... Acum nu fac reclamă, dar unde sunt vând ruși, să știți că sunt... Este praf de muștar, praf de muștar la pachet. Am înțeles. Praf de muștar găsim în comerț. Da. Deci să nu ia sau vulcanul. Luăm boabe și le facem la râșnit, la mașina de râșnit. Corect. Deci le râșnim și există variante. Maestre, ce ne zic runele? Hai să vedem.